cunoscut printre popoare isprăvile lui. Cântați, cântați în cinstea lui. Vorbiți despre toate minunile lui. Făliți-vă cu numele lui cel sfânt. Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Alergați la Domnul și la sprijinul lui. Căutați necurmat fața lui. Invitația salmistului era să cântați parcă de două ori apasă în cinstea lui. În după masa zilei de astăzi, frații de la Timișoara vor cânta în cinstea lui și Domnul să le dea ungere. Amin. Domnul să se folosească de glasurile lor, de mesajul cântării în cinstea Domnului, mărit să fie numele Domnului. După care, după ce frații vor cânta un calup de cântări, va avea un mesaj din partea Domnului și fratele Daniel, care cred că majoritatea îl cunoașteți, zic ca Domnul să-i dea ungere și să aibă un mesaj din partea Domnului și vom anunța în continuare. Zic, da, Domnul să pregătească inimile. Amin. Știți cum e? Dacă inima e plină, așa când ești sătul, parcă de multe ori nu mai intră nimica, dar când inima e doritoare sau când ești flământ, așa de bună e mâncarea și Domnul să pregătească ogorul inimii și să se folosească de slujitorii lui, dar și inimile noastre. Cei care suntem aici, să ne rugăm. Fraților, dacă îți lipsește ceva, ce? Noi cerem de la Domnul ca Domnul să vorbească în drumoasa zilei de astăzi. Așa cum știe Domnul să vorbească și cum va vorbi El, nimeni nu vorbește ca Domnul. Zic dar, Domnul să fie proslăvit. Și dacă Domnul vrea să schimbe planurile în ziua de astăzi și să intre lucrarea pe altă linie, e stăpân, e suveran, facă Domnul cum o vrea, amin. Amin.